Biserica Sfântul Dumitru din municipiul Bacău s-a dovedit a fi neîncăpătoare marți în ziua de prăznuire a Sfântului Tarasie pentru mulțimea credincioșilor dornici să participe la dumnezeiasca liturghie oficiată de preasfințitul părinte Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în contextul organizării în anul omagial euharistic a sinaxei preoților din protopopiatul Bacău. Alături de ierarh, la slujbă au participat peste 100 de preoți. Preasfinția sa Ioachim Băcăuanul a precizat semnificațiile acestei întâlniri în rugăciune. Mai întâi, preoții se regăsesc în comuniune cu ierarhul locului. Apoi, sinaxa de astăzi mai are menirea de a aduce aminte fiecăruia dintre ei că a fost hirotonit de ierarhul locului și investit cu putere de sus ca să răspundă la nevoile spirituale ale credincioșilor. Sfântul Stăpâne, dezleagă, lasă, iartă greșelile de cele de voi, cele fără de voi, cele cu știință și cu neștiință, cele cu călcare de porunca și cu neascultare, care s-a făcut de robii de aceștia care se sunt de față, preoții noștri, frații surorile noastre care se roagă astăzi cu noi. Sinaxa de anul acesta are o semnificație specială, deoarece ea se desfășoară într-un context tematic euharistic, dat fiind faptul că preasfințitul părinte patriarh Daniel a dispus ca anul acesta să fie declarat an omagian euharistic al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii.